România marchează astăzi un an de la descoperirea primului caz de infectare cu noul coronavirus. Pe 26 februarie 2020, secretarul de stat Raed Arafat anunța confirmarea primului pacient cu COVID din țara noastră, un tânăr de 25 de ani din județul Gorj. Din acest moment, orice este posibil, declara la acea vreme și Adrian Străinu Cercel, directorul de la Matei Balș, unde fusese internat tânărul. Intrase în contact cu un cetățean italian care a vizitat România în perioada 18 20 2 februarie și care ulterior a fost testat pozitiv. După trei zile de spitalizare, pacientul numărul 1 s-a vindecat și a fost externat. Ulterior, presa a scris că el a plecat din țară la muncă, iar în decembrie 2020 s-a reinfectat cu noul coronavirus. În acea zi în care a fost anunțat primul caz de infectare în România, Ministrul Sănătății emitea ordinul pentru instituirea carantinei pentru persoanele cu COVID-19 timp de 14 zile în spații puse la dispoziție de DSP. Două zile mai târziu de la primul caz, pe 28 februarie, au fost confirmate două noi cazuri de infectare cu virusul COVID-19. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, care fusese la doctor în Italia și a ajuns cu febră în România, și o femeie în vârstă de 38 de ani, care a mers la Bergamo în Italia pe 25 februarie. În doar două zile, 47 de persoane se aflau în carantină, iar 8356 de persoane erau monitorizate la domiciliu. Ce a urmat apoi ne-a dat viața peste cap tuturor. Pe 11 martie erau suspendate cursurile în preșcolar, gimnazial, liceal, postliceal și profesional. Pe 16 martie, prin decretul președintelui Claus Iohannis, era instituită starea de urgență pentru 30 de zile. Au fost închise restaurantele și hotelurile, interzise evenimentele publice în spații închise, fiind permise doar evenimente cu mai puțin de 100 de participanți în spații deschise. A fost interzisă circulația pe timpul nopții. Circulația persoanelor era permisă doar în anumite cazuri justificate, cu declarație pe propria răspundere, iar bătrânii peste 65 de ani puteau ieși din casă doar între 11 și 13. Au fost interzise și zborurile către mai multe țări. Pe 22 martie au fost anunțate și primele decese după infectarea cu noul coronavirus. De atunci și până pe 25 februarie 2021, în România, 20.167 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Iar la nivel național, tot până ieri au fost confirmate 791.971 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 733.616 pacienți au fost declarați vindecați. Starea de urgență a fost ridicată în România din 15 mai 2020. Pe 27 decembrie 2020 a început să se vadă și speranța, atunci a început oficial campania de vaccinare anticovid, iar prima persoană din România care a primit injecția a fost o asistentă medicală de la Institutul Matei Balș. Ea a făcut parte din echipa ce a preluat primul pacient din țară confirmat cu COVID-19.